Ehi, sono da Dotolomesci. Bene, va. Reg, se, tamso d'oro la maxim, respect, sazzo un pic, mă suzește, frate. De fapt, n-am să-l dau doar pe sama aici, pentru că sonorul în sine e cu a lumea, doar că sampu are fițe și se aude mult mai tare. Din câte puteți observa, mi-am făcut setup noi la microfon. Se aude mult mai profesional, să zicem. Da, profesional. Da, se aude mai bine și nu se mai aude așa de tare culorul de la calculator. Acum sper că nu se mai aude așa de tare. Trebuie să-mi iau un pop filter pentru că suflu în microfon. Sper că nu suflu. Vă rog, scuzați-mă dacă suflu. Chiar îmi pare rău dacă suflu în microfon, dar n-am ce să fac. N-am pop filter. Sau un pun ca ceilalți youtuberi profesioniști un ciorap pe microfon, ca să nu mai suflu în el. Ar fi chiar o idee super minunată. Da, când o să râd, o să mă întorc un pic, drecu. Că dacă râd aici, nu o să mai înțelegeți nimic. Deci nu e nici așa ok. Bă, oricum, îmi pare rău dacă suflu, asta e, se mai întâmplă. Îmi pare rău încă o dată. Ok, bă, hai să vedem. Vreau să... Bă, adică am câștigat la gift 2k, vreau să zic 2,2k, de fapt. Dar... N-am filmat, pentru că nu m-am gândit că... Să fi... Na, nu m-am gândit să filmez, dar după aia am observat, frate, stai că n-am postat Samp și mă jură ăștia. Da, ăștia, mă rog, mă jură Alexandru Ica, ăla mă jură cel mai mult dacă nu postez Samp. Voi sunteți băieți de treabă, celălalt mă jură. Ok. Și, da, ai să postez și o Samp, bă, trebuie să mă duc să iau licența de arme, stai, slash, ce level și câți, și de câți bani am nevoie pentru licența de arme. Am scris de ce level și de câți bani am nevoie, așa. Și după aia, în episodul următor, dacă dau în episodul ăsta licența, în episodul următor o să dau... Era să zic bacul. În episodul următor o să dau rob. Da. Și asta e. Două episoade completate. Ia uite aici, frate. Bine, în episodul ăsta o să mai facem alte chestii. Vreau, în primul rând, să dau licența de gun. Și vreau, de fapt, sper să am încredere în OBS să filmeze în calitate ca lumea. Sper, vreau să am încredere în OBS că face chestia asta. Ok. Sunt 500 de playere, a scăzut mult serverul de când am mai jucat, frate, dar sper să-și revină la normal. Ai nevoie de level 3 pentru cine licență și acea licență costă 100 de K. Hai că e ok. Slash instructors, cred că. E activ, uite ăsta e activ, Jacques. Hai să-l vedem bunul care pare mai de treabă, că vreau să-i dau bun, raportul și Kelton? Ăsta-l știu, frate. Da, ia FK. Jacomski ăsta să iau de la el. Și cum dau? A, trebuie să-i văd doar numărul? Am crezut că dau click pe el și sună automat, frate, bă. Request licență, tu request licență, serios? Request licen... Ce? Weapon. Oh! Bă, ce șmecher e sistemul, frate, ești prost? Și acum un instructor, sper să... Yes, uite, mi-a acceptat Kelton, fix Kelton. Yay, mă bucur. Yay, încă o dată. Ok, și după ce dau licența de arme, I'm going to rob, guys. Băi, oricum, cred că o dau rapid, adică zic și eu că o dau rapid, dracu. Și după aceea, ghiși ce? Dăm rob, băieți. Hai că stau cu coșat, mamă, ce de căcati să... Ok, gata. I'm done. Bă, hai mă, vine și la mine instructorul sau... Bine, stai că poate fi departe, mă rog. Zbulangiu, frate. Stai să facem ceva. Mai uite, mai șmecher așa. Ia, ce ziceți, mai șmecher? Mie mi se pare mai șmecher așa, nu știu acum cum... Bine. Da, să nu vă deranjeze pe voi acum, că... Știu că era un youtuber, frate, care a jucat cu setările lui, dar se vedea pe live pe jumătate de ecran, întors, drecu, nu știu, se vedea nasul. Am văzut că pe filmare se vede ok, ziceți și voi ce părere aveți, se vede, nu, se vede ok, zic eu. Mă rog, hai să vedem, dacă vine și la noi instructorul, ai instructore, că am dat să moară familia mea de licența aia de gun mâncate și am dat în ea, mamă. Păi eu știu pe de rost, fac și cu ochii închiși, oricum, hai, trebuie să-mi iau și webcam, nu, dar nu prea... Adică trebuie să investesc mai multe chestii acum pentru YouTube și... N-are Raul bani. cine spune... Ce player... Bă, coaie. Ce mai știți? Primul player ce-mi trimite SMS cu răspunsul corect al... calculului matematic. 1 dă. Dă 1, frate. Unde e, bă, calculatorul când am nevoie de el, frate? Ok. 1 e, bă, și o să o prind și ăștia, frate, ești nebun.
Am, greu era. Păi, 2 plus 2 dai ori 0, după aia și face 0 și plus 1. E, cum adică Raul nu știe matematică? Ce facem aici? Da. Hai, frate, vine. Kelton. Nu vine Kelton, nu mai vine. Leash number 497. SMS 274. 95 B sau I aban donat mi sau mai aban donat doar ca să știu. Ah! Sal. Stai, mă, bă, stai, mă! Gât să dau că, frate. Tu mă și pleacă, frate, și nemul. Ok. Sal. Sa, bă, ce dracu, salut. Sakita am scris, salut. Gata, și bagă bandurile și începe. Stai să scriu ca lumea, sa... Deci lui ia ce, ok? Nu, dam microfonul, că mi-am rupt standul. Ok. Show licenses. Kelton 04. Ce? A, show licenses. Show licen... Ces. 497. S-a răcit, bă. Da, mă, știu. Da, mă, știu. Doar pe polițiști. Ne dorme de AK-47 Deagle. Deagle. Așa. Mă să. Te iup. Ok, și m-a dus aici după colț ca să merg eu singur până acolo înapoi, așa e? Da. Bă, trebuie să mă obișnuiesc să scriu pentru că am... Deci am... un borcan în care țin toți banii mei. Niște jocuri de Xbox aici și o carte. Și după aia microfonul vine, știi? Și trebuie să-mi vină fix aici lângă gură. Because... profesionist, frate. Ce ai studio de... studio profesionism. Bă, aș să dau rob, să nu dau ea, măcar ceva, stai, am făcut ceva, n-am făcut. Îți ceva politici pe server sau să dau rob? Hai, cred că o să dau rob, sau de me... Nu, dau rob, I don't give a fuck. Mă duc la poliția, asta e, băi, cât de filmăm deja de 1 minut, aia mea că e bine, dacă pierd, asta e, frate. Da, nu, că am, nu pierd, dai, nu știi că fac eu la terifiez. Deci, sărăcit, îmi pare rău. Ia. Bă, îmi plac modurile, frate. Faine, Tibi. Că Tibi le-a făcut. Tibi buget. Slash rob. Hei, salut. Am dat și noi rob sau sal, cum zică ea. Hai, man. Depinde de placă video. Ce depinde, frate? FPS-urile la SAMP nu de... Ba da! FPS-urile la SAMP chiar depinde placă video. Who the fuck tells that, man? Chiar depind FPS-urile la SAMP. Din câte se poate vedea în colț, placa mea video încărcată la 1316 MHz. Și nu e în boost, pentru că dacă era în boost, probabil se ducea mai sus. Deci chiar depinde de placa video, pentru că procesorul, din câte vedeți, e în 40% load. Și e în 40% load because filmez cu OBS-ul. De aia. Dar... Bine, to... A, dar stai mă că știu de ce e la 1316, bă, nu. Pentru că filmez cu OBS-ul, frate, și am... Eu n-am pe procesor, eu acum am dau seama, eu am pe placa video. Deci nu cred că e de la ala, cred că sample îi face load de 30%, cât are acolo 40. Dar, totuși, eu filmez cu OBS-ul pe placa video. De aia mi se încarcă așa la 1316. Bine, nu-i la maxim, că... MSI Afterburner, că eu am placă video de la MSI, dacă voi aveți de la EVGA, sau cum ăsta se numește placa aia video, vă luați EVGA, nu mai știu cum se numea programul lor, dacă aveți de la Asus, vă luați Asus, ăla, bă, GPU Tuic 2, știi? Dacă aveți placa video de la altceva, vă luați de la,
placa aia video voastră, știi, eu am MSI, placa video, deci mi-am luat de la MSI, deci mi-am luat software-ul MSI Afterburner. Și eu placa mea video, dacă o bag în turbo mode, mi-ajunge în 1500 și ceva, 1503, 1504 MHz maxim. E puțin pentru ce are, pentru ce au plăcile video din ziua de azi, like GTX 1080 ajunge în gaming în 2000 și ceva de MHz, deci e super, super mult. A mea la 1316 are 60 de grade, din câte se poate observa. 1080 o are la 2070 de grade, știi? Dar a mea, dacă ar putea să ducă 2000 de MHz, ar fi 900 de grade trecut. Deci, îs făcute ca lumea. Dar, nu mă gândesc să-mi iau PC-ul prea curând, because, v-am zis, n-ai nevoie, frate, când joci doar SAMP și astea, așa, dacă ar fi fost să joc, nu știu ce jocuri de ultimă generație, să le și filmez, mă, cum am spus că ai polițist, ok. Să le și filmez 4K, să le joc pe Ultra, atunci mi-aș fi luat, logic, dar așa că joc SAMP, CS și astea și să fac și eu un stream acolo mic, nu e problemă. Adică PC-ul ăsta merge super bine în chestiile astea. Și da, by the way, configurația o aveți în descrierea canalului sau la mine pe Steam, uite așa. Ua, asta e zis că nu-i polițist. Băi, polițist, bă! Ăsta nu-i polițist. ID 74. Bă, ce prost să-ți că e polițist, doamne. A, sal, frate, scuze. Scuze, nu fac kamikaze, scuze, frate. N-ai putut să faci kamikaze, ce slab. Așa făceam și eu. Bă, stai, ăla e polițist, ăla e polițist clar dacă vine așa în viteza aia după mine. Deci, ăla e polițist clar, nu? E polițist, ok. Bă, uite-i, frate, ce retarzi în pula mea. Bă, nu trageți pe mine, nu trageți pe mine, nu trageți. Bă, oricum am dovadă, dar... Căs... Băi, dar mi-a pus departe checkpoint-ul, frate, să mor eu. Păi aveau timp polițiștii să vină de 15 ori după mine, frate. Dar știi de ce nu vin? Pentru că e vineri și vineri au majoritatea raportul terminat pentru duminică când se resetează, știi? Deci, nu prea au e chef de raport, deci de-aia nu vin. Deci de-aia e bine să dați rob sâmbătă sau când vreți voi, ca să nu vină polițiștii. Bine, mai de aia care vin, nu zic că nu, dar... Na... 5 de K, mamă ce puțin am primit să-mi bag pula. Bă, nu zic că îi lăsă. Unde-i? Ba, în lăvă, frate. Mai rău, în pula mea. O iau pe aici, pe sus. Ok, după aia terminăm și noi videoclipul, că filmăm deja de mult timp. Bă, îmi pare rău dacă am suflat în microfon pe timpul videoclipului, dar... Ce să fac, frate? Să mor. N-am ce să fac. Am ajuns acasă. Milfez, frate. Ai grijă ce zici. Da, am planificat eu ceva. Deci stai așa, deci mergi, stai așa. Deci... Mergi... La film până la ora... Ok. Bă, eu vreau să merg la film cu el. La ce oră? E de că... Mergem la câvă pe la 8. Dacă e, da. Da, mergeam... Eu, de exemplu, cu Fabi. Sunt prieten de când m-am născut. Adică mamele noastre sunt prietene și eu sunt prieten cu el mai nou de când am născut. Deci de 14 ani de zile noi suntem prieteni, frate. Și... Logică... Ne întâlnim, ne distrăm drept cu că suntem prieteni buni, frate. Dar tocmai a ajuns. Merg. Bă! Coaie. Bă, vreau și o bufă unul, frate. Poți să te anunț de 8? După ce termin filmarea, bă. Ca să nu mă încurc acum, mă rog, astea sunt chestii personale. Nu cred că vă pasă vouă de ele, serios. Nu cred că vă pasă, zic eu, mă duc la film. Știi? Bine, sper să și fie bine, de obicei la ora 8 sunt filme ca lumea. Dar să și ajung, da, ajung. Bă, asta e că nu e nimeni de la mine acasă, să mă ducă cu mașina. Holy fuck, trebuie să merg pe jos și pe jos merg, fac o oră. Bă, trebuie să mă întreb, trebuie să fac sprint. Bă, stai, coaie, stai. Have a little idea. Bă, mă auzi? Nu te aud, stai o secundă să-mi rezolv. Acum mă auzi? Da, te aud. Bine? Nu, nu, eu, la mine era Ah, bă, fii atent, frate, știi cum facem? Nu mai bine mergem pe jos? problema. Bă, la ce oră? La 8? Bă, de obicei filmele de seară sunt la 8:50 până la 10:50. Da, mergem pe jos și după aia, bă, vezi că filmezi, zici și tu să fii politicos, frate.
Deci de la 8 plecăm pe jos. Nu, la 8 plecăm pe jos. What the fuck is that? Pe la, bă, dacă vii pe la 7:20 vii pe jos la mine, gen. Că nu mai vin și eu, frate, ce dracu. Facem două drumuri. Nu mergem, nu mergem, nu mergem mâine. Bă, sau bă, da. Mere mâine, bă, că nici n-am chef în seara asta, că de-abia acum am ajuns acasă. Da, facem meditații bulangeu vineri. Da. Păi hai că vă bă după aia. Bă, ați ajuns pe Battlefield-ul bulangeiule. Nu mi-a ajuns în 10 minute, cum stai gândul să le dai la din arată. Da, miraș. Și Rainbow Six Siege-ul. Nu e Rainbow Six Siege? Nope. Nu am o prea joc, vreau. M-aș apuca de Battlefield-ul ăla, dar... Bă, ai Insurgency-ul, că Insurgency-ul e foarte șmecher, e ca un fel de CSGO, dar e mai realistic și numai că mor de la un glonț. Foarte realistic. Ah, ok, asta e ciudat. În viața reală nu mor de la un glonț. Nu, adică la un glonț la cap, sau, adică ca și pe ce secund, numai că la 2-3 glonțe în burtă mori, sau la 2 glonțe. Și-am burtă, în slană. Păi și dacă mănânci, dacă mănânci multă shawarma și ai scut grăsime, mai mor dintr-un glonț, două? Mai depinde. Bă, serios, eu... Dar șmec, adică chiar cu toată lumea coechipează, nu e nici unul care face troll din câte am sudat cam 4 ori pe joc. Da, nu știu, frate, eu nu știu, dar trebuie, vreau să... Există cracat sau ceva să-l joc? Da, ește, dar mă refer pe 2 euro pe G2A sau 10 pe Steam. 2 euro pe G2A? Mi-a dat unul 30 de euro pentru intru pe Steam. Zi mă, 2 euro pe G2A? Da. A, păi îl iau. Da, ok, ciao. Salut. Vă să dau pe hold și vorbesc cu el după aia, dar mă rog. Da, bă, m-aș apuca de BF1-ul, serios, chiar n-am nicio de calul ăla, dar mă duc eu, las că, Fabi, dacă tu ești la acest video, dar nu o să se uite, că el nu se uită la mine de obicei. Deci mă duc și... las că el furi ăla, las că nu mai îl găsește el la noapte. Bă, stai, ce, unde mă duc cu aia? Am merg așa... Bă, stai, eu nu mă duc bine cu aia. Mă, trebuia să mă duc așa, who the fuck cares that? Nu, pica în bot, că te-ai dus, stai, ce-o zis? Și Slana s-a subțiat. Ei, dă-te în pizda, mă, tică, îți dau remove. Acum, adică Slana. Slana mea e slana de calitate, frate. Nu ca toate slanele din... Da. Băi, nu. Băi, nu. Bubui, nu, bubui, faci de astea cu mine, stai dă-lă. Cât e aș pe eu, cât e aș pe eu. 200, ba, bă, la 200 fix explodează, frate, nu. Deva, la 250 explodează, frate, stai. La 200 sau la 250, una din două. Deci trebuie să nu facem... Ok, mai am 9 HP la mașină, practic. Deci 9 HP mai am. Și bubuie. Nu bubuie cu mine, frate, nu bubuie. Not today. Hai că mai am puțin, not today. Bă, nu azi. Not today, man. Not today. He's not bubuite with me today. Ok, nice. Bă. Ok, very nice. 180 de K, nice. Bă, fiți atenți aici. Dă-l, vă arăt că la 250 face bumi. Ia uitați. Merem așa încet. Și atingem un pistol pișorul ăsta. 255, 254, 251, 249. Pam, 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 parabam, pam, pam. Vedeți, la 250 a fost, frate. Bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de Samp. Dacă mai aveți episoade de Samp în continuare, dați-mi 10 euro PayPal și un like la acest episod. Glumeam cu 10 euro PayPal. Dați doar like, ok. Dacă poate unii chiar pun în serios că-s bulangeu și alea, frate, dați și voi un like și un subscribe la canal. Because, nu știu, vreau și o susținere din partea voastră, pentru că mă chinui de 4 ani de zile să postez în fiecare zi, câte un episod de CV. Bine, nu chiar în fiecare zi, că am fost zile când au postat direct. Mă rog, aproape fiecare zi. Adică n-am fost în viața mea ceva de genul să nu mai postez o lună, două ca alți youtuberi. Bine, n-am nimic cu ei, nu să nu înțelegeți greșit, dar zic așa, am postat. Like. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!